20 de secunde doar să-mi spui de ce ați venit? Pentru că suntem nemulțumiți de decizia CCR. Da, pentru că suntem nemulțumiți de decizia Curții Constituționale din România. Și aici împreună și de a face această manifestare culturală. Domnul Vlad, aveți posibilitatea să... Nu mai stăm. Deci nu mai stăm. Deodată. Eu mă opresc și vă las pe toate, după care vă rog să-mi permiteți și mie să vă adresez câteva cuvinte. Comunică. Vă ascult. Păi nu, asta v-am spus. Nu mai stăm mult, plecăm, am vorbit deja cu participanții, au luat, aveau o grămadă de banere și o grămadă de chestii, le-au luat. Am încercat să respectăm cât se poate de bine toate instrucțiunile pe care le-am primit de la colegii dumneavoastră. Din punct de vedere al respectării prevederilor legale, în speță legea 60 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, sunteți de acord că este o adunare publică prin manifestare? Decizia s-a luat astăzi. Este un termen pe care să-l traduc cum? Din punctul dumneavoastră de vedere. Atâta timp de cu acela constituțional nu ați apreciați dacă vă forțați să vă răspund numai la întrebările pe care le puneți dumneavoastră, vă aduc în atenție faptul că nici dumneavoastră nu mi-ați răspuns la întrebările pe care vi le-am adresat. Păi v-am întrebat mai devreme dacă nu mă urmăriți. Mai stăm 20 de minute și aveți pretenția doar de la mine. Nu, anterior acesteia, v-am mai întrebat dacă modul au fost și persoane care au fost împotriva manifestării. Știu, am văzut și vă mulțumim foarte mult pentru că v-ați și dat oricum. Dacă modul de manifestare a luat în spațiu public, deci plecăm în 90 de minute, noi am plecat. Se țin în brațe, se îmbrățișează, și nu mai vă mulțumim și mult. Că aprecierea cu privire la absolut ilegal sau legal nu ne revine nouă. Toate curte. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu avem ce să dezbatem. Corect? Eu vă adresez... Eu vă adresez rugămintea să vă limitați manifestarea în spațiu public, chiar dacă... Din moment ce afișez un pancard. Bun, un tablou, ia afișez. Deci a fost filmat dumneavoastră, scandat, el m-a scandat. Cătălin, lasă pe excelența asta să se exprime. Sunteți filmați, stai. Filmați sau filmați?
indiferent, indiferent ce zici tu că e un tablou. Că e un mobil, caz, dar... În 20 de minute plecăm, vrem să ne terminăm... Este mult 20 de minute. Ne, nu, dar vrem să vă rog, ne terminăm să nu mă puneți cu, situația, cu toți, să colegii, cu toți. Să nu mă puneți în situația să fac o avertizare conform prevederilor legale și să trec la legitimarea dumneavoastră. Sigur, eu înțeleg. Individuală pe ansamblu. Eu înțeleg ce spuneți. O să merg la toți participanții, să le comunic. Participanții la ce? Participanții la manifestarea culturală artistică. Domnul Sașa. La manifestarea asta culturală artistică le spun participanților că nu, da, în 20 de minute... Apreciați tot. Apreciați că are nevoie de sprijinul noastră? Da. Da? De ce? Este un bilet galben. Nu, deci are, pe nu, stai puțin, că sprijinul dumneavoastră, da, nu, să nu trebuie să-l acordați doar pentru că e prietenul noastră. Înseamnă că dumnealui este pus într-o situație la care nu poate răspunde. Deci eu nu vreau să-mi pretrec. Am apreciat că... Sunteți deținătorul adevărului absolut în ceea ce privește acest... Dar nu vreau să ne petrecem ultimele minute. Păi nu vreau să ne petrecem ultimele minute. O să vă adresez, după mi să-mi specificați-mi în ce lege este prevăzută această întâlnire comunitară din punctul dumneavoastră de vedere. În Constituția României. Întâlnire comunitară? Dacă noastră îmi găsiți, dacă noastră îmi definiți și mi arătați termenul întâlnire comunitară în Constituția României. Este în regulă, poți să faci așa. Întâlnire comunitară? Putem să ne căzim. Hai să nu mai ne mai certăm. Domnul Vlad, hai să ne mai certăm. Vreau să-mi petrec ultimele minute în viața asta împreună cu participanții și nu vorbim. Deci de când am venit aici, asta fac. Vorbesc cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră. Și efectiv nu pot desfășura activitatea în acest spațiu, cât mai am câteva minute. Vă rog să-mi permiteți măcar acest lucru. Începe 19:57. Eu vă rog până la ora 20 să terminați toate activitățile acestei întâlniri comunitare. Mai sunt 3 minute. Dați-mi până la și un sfert măcar. Da, nu, v-am dat, la și... Peste... Deci adresă vă rog anumitoare să îmi permiți mie să vorbesc, ca reprezentant al Jandarmeriei Capitale. Să spuneți dacă sunt făcut bine. Foarte. Da? Este și în direct. Carismatic. Extraordinar. Deci vă adresez rugămintea să limitați timpul, lasă cum s-a făcut avertizarea. Da? Limităm timpul la și 10, am plecat. Este foarte mult până la și 10, pentru că se creează niște precedente. Eu sunt cu dumneavoastră, încerc să vin în întâmpinarea dumneavoastră. A mea niciun caz. A mea niciun caz. Dumneavoastră, eventual, încercați să nu mă puneți în situația să fac somațiile prevăzute de lege și să trec la următoarele măsuri prevăzute de lege. Și am petrecut tot acest eveniment, toată manifestarea. Știți asta? Care este riscul fundamental întotdeauna la genul acesta de întruniri comunitare, cum apreciați dumneavoastră? Crearea precedentului care pune legea în dezechilibru, înțelegeți? Noi, ca reprezentanți în instituția statului, suntem obligați să acționăm cu discernământ și echidistant. Nu se poate ca uneori să luăm măsuri și alteori să nu luăm măsuri, pe simplu fapt că reprezentanții diferitelor organizatori sunt multe evenimente în piața universității. Pentru prima dată comunitatea noastră se adună în piața universității, care este un loc simbolic, și vrem să ne facem măcar acum câteva minute simțită prezența. Poate să încercăm să faceți în așa fel încât să nu aveți mesaje și plancarde care să poată să dea... Da. Spuneți. Îmi permiteți să mă duc să vorbesc cu lumea? E și 59. Păi, acum m-a ținut la discuție... O să calculez și cele două minute de la 57. De când am venit aici? Am venit de la și 50 aici. Și stau și vorbesc cu dumneavoastră. La și 10 vreau să ne întâlnim și să spuneți că activitatea dumneavoastră s-a încheiat. Sigur. Vă mulțumesc și eu. Cel mai indicat să nu fie pus nimic ca acea cruce, indiferent cine și cum. Da, asta nu înțeleg. Nu, dumneavoastră nu vreți să înțelegeți, pentru că apreciați că la momentul de cine a murit acolo? Și un motiv ca să dați naștere la o discuție. Eu v-am adresat o rugăminte, e totuși un monument al martirilor Revoluției. Așa, și eu ce vă întrebam este dacă dumneavoastră sunteți atât de siguri că nicio persoană LGBT nu a murit la Revoluție. Eu atâta vă întreb. V-am și răspuns că nu este problema mea. Și atunci și nu judec din punctul ăsta de vedere. Dar din ce punct de vedere judecă? Din punctul de vedere al echidistanței și al principiului ca această... Eu nu știu să fie ilegal în România să pun cu
cu B-ul pe o cruce. Spuneți-mi ce lege, pe ce lege vă bazați când îmi spuneți că nu am voie să pun cu B-ul pe crucea aia. Despre asta era vorba? Da, despre asta e vorba. Că dumneavoastră sunteți aici reprezentantul legii. Nu al borului, nu al nimănui. Dacă ați avea... Întrebarea dumneavoastră a fost care lege din România interzice punerea pe o cruce. N-a zis pe crucea, că eu am răspuns dumneavoastră la întrebare. Păi nu, vreau să faceți referire. Și eu m-am referit punctual în discursul meu la multe lucruri la care nu mi s-a răspuns. Înțelegeți? Nu, nu știu la ce. E greu. Nu, cred că... Comunică. Te rog să-mi acoși câteva momente, să fie într-o activitate. Da, da. Te contactez în câteva momente. Nu, rămâneți acolo. Da, e în regulă.